Spălătoriile auto s-au dovedit a fi o afacere de succes în ultimii ani, cu atât mai mult atunci când obiectul muncii în cazul acesta apa este din belșug și gratuit. Angajații Raja au descoperit un branșament ilegal la care era racordată o astfel de spălătorie. S-a depistat un branșament fraudulos în care va fi anulat Raja anunță că acțiunile de control vor continua astfel că atât persoanele fizice cât și cele juridice sunt sfătuite să anunțe nelegalitățile pentru a se evita aceste momente neplăcute.